În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Către tine îmi înalți rugăciunea, Doamne, în timpul bunăvoinței tale. În marea ta bunătate, răspunde-mi, Dumnezeule, pentru fidelitatea mântuirii tale. Lăudați să fie Iisus Hristos! Am fost cu Iisus pe drumul crucii, ne-am uimit de suferințele sale. Acum continuăm drumul nostru cu Iisus și prin Euharistie, adică am vrea să-L primim chiar în sufletele noastre. Liturghia ne oferă poate cea mai frumoasă ocazie de a ne întâlni direct cu Domnul. Însă, întrebarea se pune dacă noi suntem vrednici, dacă sufletul nostru merită o așa mare minune. Dar, tot la începutul liturghiei, avem și ocazia de a recunoaște greșelile noastre, de a le recunoaște și mai ales de a cere iertare pentru ele. În seara aceasta, celebrăm Sfânta Liturghie cu Requiem pentru răposații Aneta, Mariana și Ion. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții, și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Amen. Am păcătuit, dar ca Fiul rătăcit, regretăm că am greșit, regretăm că am greșit. Vina noastră e mare, Sfântă îndurare, n-are asemănare, prin Hristos ne-i amărătă, șterge orice Dumnezeule, care celor drepți le dai răsplată, iar păcătoșilor iertare prin pocăință, ascultă-ne cu milă rugăciunea, pentru ca mărturisirea vinovăției noastre să ne dobândească iertarea păcatelor. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine și cu Duhul Sfânt, viețuiește și domnește în toți vecii vecilor. Te voi face o alianță pentru popor ca să ridici țara. Citire din cartea profetului Isaia. Așa vorbește Domnul. În timpul bunăvoinței ți-am răspuns și în ziua mântuirii te-am ajutat. Te voi păzi și te voi face o alianță pentru popor ca să ridici țara și să faci să ia în stăpânire moștenirile devastate. Vei spune celor captivi, ieșiți! Și celor care sunt în întuneric, veniți afară.
vor paște pe lângă drumuri și pășunea lor va fi pe toate colinele golașe. Nu vor flămânzi și nu vor înseta. Nu-i va lovi dogoarea și nici soarele, pentru că cel care se îndură de ei îi călăuzește și îi conduce la izvoare de apă. Voi schimba toți munții mei în drumuri și căile mele vor fi înălțate. Iată-i, vin de departe. Iată-i, unii vin de la nord și de la vest, iar alții din țara Sinim. Strigați de bucurie cerurilor, bucură-te pământule, și tresăltați de bucurie munților, pentru că Domnul îl mângâie pe poporul său și se îndură de sărmanii lui. Sion a zis, Domnul m-a părăsit, Domnul m-a uitat. Uită oare o femeie de cel pe care îl alăptează, fără ca să aibă milă de fiul sânului ei? Chiar dacă ea ar uita, eu nu te voi uita. Cuvântul Domnului. Înădurător este Domnul și plină de dragoste. Înădurător este Domnul și plină de dragoste. Domnul este îndurător și plin de dragoste, El este îndelung răbdător și plin de înădurare. Domnul este bun față de toți, El își arată dragostea față de orice făptură. Înădurător este Domnul și plin de dragoste. Domnul este fidel în toate cuvintele sale și sfânt în toate lucrările sale. Domnul îi sprijină pe toți cei care dau să cadă și îi ridică pe toți cei căzuți. Înădurător este Domnul și plin de dragoste. Drept este Domnul pe toate căile sale și credincios în toate lucrările sale. Domnul este alături de toți cei care îl cheamă, de toți cei care îl cheamă în adevăr. Înădurător este Domnul și plin de dragoste. Eu sunt învierea și viața, spune Domnul. Oricine trăiește și crede în mine, nu va muri în veci. Domnul să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp Iisus le-a răspuns iudeilor, Tatăl meu lucrează până acum, lucrez și eu. Pentru aceasta, iudeii căutau și mai mult ca să-L ucidă, căci nu numai că distrugea sâmbăta, dar spunea că Dumnezeu era Tatăl său, făcându-se egal cu Dumnezeu. Așadar Iisus a răspuns și le-a zis, adevăr, adevăr vă spun, Fiul nu poate face nimic de la sine dacă nu-L vede pe Tatăl făcând, căci tot ce face El, face și Fiul la fel. Pentru că Tatăl îl iubește pe Fiul și îi arată toate câte le face și va arăta lucruri și mai mari decât acestea, ca să vă mirați. După cum Tatăl învie morții și le dă viață, la fel și Fiul dă viață celor cărora vrea să le dea. De fapt, Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata i-a dat-o Fiului. Pentru ca toți să-L cinstească pe Fiul așa cum îl cinstesc pe Tatăl. Cine nu-L cinstește pe Fiul, nu-L cinstește pe Tatăl care L-a trimis. Adevăr, adevăr vă spun că cine ascultă cuvântul meu și crede în Cel care m-a trimis, are viața veșnică și nu ajunge la judecată, ci a trecut de la moarte la viață. Adevăr, adevăr vă spun că vine ceasul, și acum este,
când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, iar cei care îl vor auzi vor trăi. Căci după cum Tatăl are viața în sine, tot așa i-a dat și Fiului să aibă viața în sine și i-a dat puterea să facă judecata, pentru că este Fiul omului. Nu vă mirați de aceasta, pentru că vine ceasul în care toți cei care sunt în morminte vor auzi glasul Lui și vor ieși spre învierea vieții, cei care au făcut binele, iar cei care au săvârșit nelegiuirea spre învierea judecății. Eu nu pot să fac nimic de la mine, judec după cum aud și judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut voința mea, ci voința celui care m-a trimis. Cuvântul Domnului. Stațiunea a opta. De multe ori particip la înmormântări la țară. Și încă se mai merge, nu știu cât se va mai merge, dar se mai merge cu procesiunea prin sat. De la casa mortului și până la biserică și apoi la cimitir. Totdeauna am fost curios de ce la diferite intersecții ale drumului sau peste poartă așa se ridică câte o persoană și se uită la procesiune. Sau se adună 3-4 femei la colțul străzii și nu merg cu mortul, nu merg în procesiune, dar se uită cum trece procesiunea. Nu știu ce urmăresc. Cine face mormântare? Ce preot este? Câtă lume este? Le place să vadă icoanele în procesiune? Nu știu ce. Sau poate pur și simplu este interesantă procesiunea. Nu știu de ce. Dar totdeauna observați și dumneavoastră că veți vedea diferite persoane. Cam așa mă gândesc că erau și aceste câteva persoane la colț de stradă. O să întrebați, erau multe femeile pe calea crucii? Se pare că nu, din două motive. Mai întâi de toate, pentru că era ajuns, deja venea seara sărbătorii și toate femeile trebuia să fie acasă să pregătească. Doi, nu prea aveau ce căuta, pentru că ele nu mergeau la templu, la rugăciune, ci doar bărbații. De aceea e interesant, noi nu le întâlnim pe aceste femei în orașul Ierusalim. Dacă să înțelegeți, trebuie să vă explic că, pentru cei care ați văzut Ierusalimul, pe timpul lui Iisus, zidul Ierusalimului era mult mai jos decât e Sfântul Mormânt acum. Adică, colina aceea, care era, a Calvarului, era în afara zidului. Orașul de atunci era mult mai mic decât cel de azi. Așa se face că stațiunea a opta este după ieșirea din oraș, după ieșirea dintre ziduri. Era un zid mare și se ieșea afară și apoi spre colina Calvarului, undeva întâlnim aceste femei. Deci e interesant, nu sunt în oraș, sunt în afara zidurilor. Sunt câteva, pentru că Evanghelistul nu spune de mai multe ori, uite, a întâlnit Iisus de mai multe ori și tot a vorbit cu fiecare. Apoi întâlnim aceste femei plângând. Și nu mai revin la toate suferințele lui Iisus Hristos, adică el era deja spre finalul drumului, urcușului, încă se urcă spre stațiunea a opta, deci e greu aproape să ne imaginăm că el mai putea vorbi. E greu să ne imaginăm că mai avea puterea de a scoate cuvinte și mai ales era destul de presat de soldați. Și totuși, e interesant, Evanghelistul văd că subliniază, pe lângă cuvintele pe care o să le întâlnim pe Calvar, câteva cuvinte pentru aceste femei. Ne impresionează, sigur, ele plâng pentru că e firesc. Orice femeie, cred că atunci când vede suferință, nu se poate să nu-i se înmoaie inima, doar dacă este, eu știu, anormală. Dar orice femeie este sentimentală, în sensul bun al cuvântului, și plânge ușor. Și aceste femei, efectiv, când îl văd pe Domnul plin de sânge, plin de răni, chinuit, batjocorât, distrus aproape, plâng. Femeile din Ierusalim care plâng. Dar poate vă așteptați ca Iisus să spună, bine faceți că plângeți. Nu. Este un dialog
care pentru, pe mine, de când eram copil, m-a contrariat. De ce nu le mulțumește? De ce nu le încurajează? Nu. E ceva interesant aici. Iisus Hristos le dojenește, într-un fel. Da, probabil, sigur, am găsit și eu câțiva autori care explică această dojană a lui Iisus. Pentru că aceste femei aveau oarecum, nu vă supărați dacă spun, o superficialitate în a gândi. Ele vedeau ce se întâmplă, Iisus suferind, și plângeau de mila Lui. Însă aceste femei suferă de superficialitate. De fapt, încă n-au ajuns la acea concluzie sau la acea știință că suferința, de fapt, va urma. Sau suferința vine și pentru ele. Sau ar trebui să plângă pe acei copii ai lor, probabil, poate și printre cei care erau călăi, erau și copii de-a lor, nu știm, dar să plângă pentru copiii care nu se întorc, pentru copiii care păcătuiesc, să plângă pentru aceia pentru care nu va fi înviere. Ar vrea să spună cam așa, eu sufăr acum, dar eu știu că peste câteva zile, câteva ore voi învia. Deci nu pe mine, care eu sunt pentru înviere, care n-am făcut rău nimănui, deci am respectat absolut totul bine, ce a fost bine de făcut, deci eu nu mă plângeți pe mine. Pe cine ar trebui să plângi dacă ai avea profunzime în gândire? Pe acel care e păcătos, pe acel care n-are șansa după moarte să învie. Și văd că s-a nimerit bine și cu Evanghelia din seara aceasta. Sunt două feluri de învieri, una pentru cer și una pentru judecată, spune Ioan în seara aceasta. Deci femeile acestea, ca să concluzionez și să fiu foarte ușor de înțeles, dacă reușesc, nu știu, femeile acestea ar fi trebuit să vadă altceva. Suferința lui Iisus Hristos este cauzată de niște păcătoși și pe aceea ar trebui să-i plângă femeile, nu pe cel nevinovat. Acum să vă spun și eu ca preot, eu particip des la mormântări, așa e firesc și e normal. Am sentimente și dumneavoastră, dacă gândiți așa, să spunem, conform Evangheliei și conform acestei stațiuni, sentimente de bucurie la mormântare câteodată. Dacă știu că a murit un om bun, un om care a fost în fiecare duminică sau zilnic la biserică, un om care pur și simplu știu că se ruga, un om care a avut o familie bună, corectă, un om care știu că este creștin minunat, chiar nu pot să plâng, nu știu dacă trebuie să plâng. De ce să plângi pentru el? Unde? Ce se întâmplă? Dimpotrivă. Și spun și la rude, bucurați-vă că a mers la bine. Însă, când trebuie să mă duc la mormântare ca decor, la un om care nu l-am văzut niciodată în viața mea, și că a fost undeva în registre vechi, un om care n-a avut nimic cu Dumnezeu, dar a fost botezat catolic odată, vine și mă cheamă părinte să veniți la mormântare. Mă duc ca decor. Eu nici nu-l mântuiesc pe acel om care a murit păcătos, departe de biserică, de Dumnezeu, de lege, de ce vreți dumneavoastră. Pentru acela, într-adevăr, vrei sau nu vrei, îți vine să plângi de mila lui și te întrebi, oare ce va fi cu acest om? Va fi jale, va fi trist pentru el, da, pentru acela, așa, parcă te apucă un fel de compătimire. Da, de aceea femeile în seara aceasta, nu pe Iisus trebuia să-L compătimească, sigur că era în suferință, e adevărat, dar ele văd superficial și ar trebui să vadă de fapt pe cel care e rău, pe cel care face rău, pe cel care provoacă rău, pe cel care provoacă suferință, da. Și e frumoasă comparația pe care Evanghelistul a subliniat-o. Iisus e pomul cel verde. Ce înseamnă verde? Plin de viață, nu? Pomul verde sau lemnul verde nu arde în foc. E interesant acest lucru. Ceea ce este verde, dă viață, merge spre viață. Să vedem acum, ne uităm și noi la copăcei de pe stradă, din jurul nostru, și ne uităm, unii au crengi uscate, parcă-ți vine din mila lor, nu? Dar alții deja parcă acum vor să îmbobocească. E lemnul cel verde, super frumos. Însă lemnul cel uscat niciodată nu o să mai aibă viață niciodată. Ce imagine frumoasă chiar pe calea crucii. De aceea omul uscat, omul fără credință, fără Dumnezeu, omul îmbâxit cu rele,
nu va avea niciodată șansa învierii, doar focul. Asta se mai alege de el. Iată de ce în seara aceasta, sigur, admirăm aceste femei la prima vedere, dar poate, așa cum le-a văzut și Iisus, poate ar fi trebuit să fie, și este un apel și pentru femeile de azi, poate mai profund de puțin, să depășească credința sentimentală pentru a intra într-o credință activă și fructuoasă. De multe ori, sigur, auzim și noi, Părinte, am sentimentul că Dumnezeu nu mă aude, am sentimentul că nu mă rog bine, am sentimentul că... La credință e sentiment? N-am căzut oare într-un sentimentalism simplu? De aceea spun, nici nu-i păcat, treceți mai departe cu spovada. Am impresia că... Nu, nici impresionism nu-i credința. Este profunzime, dacă vreți. Și poate acesta este și rolul, scopul postului mare, să intrăm mai în profunzime, să nu rămânem la un nivel sentimental. Se spune despre poporul român că e un popor foarte credincios. Da, cred că da, dar iarăși ar spune, dacă ar veni Iisus, ar spune, nu umblați voi numai cu lucruri mărunțele, numai cu lucruri de suprafață, intrați mai profund o leacă în credința voastră. Și în sensul acesta aș încheia cu o întâmplare în care vedem cu adevărat femei care au știut să-și păstreze și mai ales să-și trăiască credința. Undeva la granița Rusiei cu Ucraina, ați auzit de multe ori în aceste zile despre aceasta, într-un oraș pe malul Donului, la Voronej, niște țărănci din acest sat au fost deportate tocmai în Siberia pentru credința lor catolică. Munceau zi de zi din greu la pădure, realizând norme destul de mari. Sărbătoarea Paștelui din acel an cădea spre sfârșitul lunii aprilie, însă în Siberia era încă zăpadă și frig. Ele au cerut de la cei care le păzeau, ca în ziua de Paști să nu muncească, promisând că în ziua următoare vor depăși norma cerută. Răspunsul comuniștilor a fost, noi nu recunoaștem niciun Paști. Noi nu avem Paști, nu avem religie. Nu vă mai bateți gura că nu ne veți convinge despre asta. Veți merge la lucru la pădure și în ziua de Paști și mâine, ca în fiecare zi. În ziua de Paști, paznicii le-au scos la muncă, lovindu-le cu bâtele și patul armelor. Una dintre ele repeta mereu, azi e Paștele, azi e Paștele și e păcat să muncești. Ajunse în pădure și au așezat topoarele și ferăstraile lângă un copac. S-au așezat pe câte o buturugă și au început să se roage. Paznicii le-au poruncit să se descalțe și, ca pedeapsă că nu vor să lucreze, le-au ținut cu picioarele goale pe apa înghețată a unui lac din apropiere. Și aici, țărâncile din Voronej au continuat să se roage. O altă femeie, necredincioasă, care era și ea arestată, dar pentru un delict mai grav, vorbind despre aceste femei, notează într-o scrisoare. Atunci, am alergat eu de la un soldat la altul, rugându-i cu lacrimi să aibă milă de ele, pentru că nu au făcut niciun rău. Dar în zadar, ba mai mult, în noaptea următoare, au trebuit să rămână în celula de pedeapsă, stând în picioare, cu picioarele goale, pe betonul rece ca gheață. Nu știam ce să cred despre purtarea lor. Era oare vorba de fanatism sau de o voință puternică de a-și apăra libertatea de conștiință? Nu erau în toate mințile sau erau vrednice de toată considerația? De aceea, ce m-a făcut să cred că a fost o minune e faptul că niciuna dintre ele nu s-a îmbolnăvit, iar în zilele următoare și-au depășit cu multe procente norma prescrisă. Închei și întreb pe toată lumea. Aceste femei, cu adevărat, cred că aveau o credință de beton. Femeile de pe calea crucii, probabil, aveau o credință de suprafață, mai mititică. Cum este credința noastră în această comparație? Postul mare să ne ajute să aprofundăm mai mult realitatea credinței și realitatea lui Iisus Hristos. Lăudați să fie Iisus Hristos!
Fraților preaiubiți, să ne rugăm lui Iisus Hristos, Fiul Dumnezeului cel viu, care vrea ca toți oamenii să se întoarcă și să aibă viață. Doamne Iisuse Hristoase, calea, adevărul și viața, sfințește biserica ta în aceste zile de har și pregătește-o pentru a sărbători cum se cuvine Sfintele Paști. Te rugăm, ascultă-ne! Atrage inimile noastre prin harul tău la rugăciune și la pocăință. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-le tuturor credincioșilor care s-au îndepărtat de tine harul întoarcerii pe calea binelui printr-o spovadă bună. Te rugăm, ascultă-ne! Călăuzește-i la credință pe toți cei care au început să cunoască învățătura ta. Te rugăm, ascultă-ne! Aprinde noi o iubire adevărată față de prieteni și dușmani. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește celor care au murit cu speranța învierii harul să se împărtășească de viața ta dumnezeiască în glorie. Te rugăm, ascultă-ne! Părinte Sfânt, Atotputernic, Veșnic Dumnezeu, nu privi la păcatele noastre, dar la jertfa de ispășire a Fiului Tău. Ai milă de noi și ne iartă prin Hristos Domnul nostru. Arată-ți, Doamne, milostivire. Dumnezeule nostru, strigăm smeriți cu lacrimi și suspini, Hristoase, ascultă rugăciunea noastră. Arată-ți, Doamne, milostivirea și iartă-mi. Iisuse, Doamne, vina noastră-i mare, dar ne adunăm la umbra crucii tale, căci numai Tu ești mântuirea noastră. Arată-ți, Doamne, milostivirea și iartă vina noastră. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Doamne, noi îți oferim darurile pe care le-am primit de la Tine, ele să fie semn de recunoștință pentru tot ce ai creat în folosul vieții noastre pieritoare și să devină pentru noi tămăduire spre viața fără de moarte, prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Sus inimile! Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat, vretnic și drept, de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, Veșnic Dumnezeu. Tu ai voit ca prin pocăință să ne exprimăm recunoștința față de Tine, deoarece pocăința ne ajută să ne împotrivim ispitelor mândriei și, împărțind hrana noastră cu cei lipsiți, să urmăm și noi exemplul dărniciei Tale. De aceea, cu mulțimile de îngeri, Te lăudăm zicând într-un singur glas. Sfânt.
Sfântă fie Domnul Sabaot, e Domnul Sabaot. Pământul cerului este plin, e plin de mărirea Lui. Osana, Pământul celui de sus, Osana, Bine este cuvântat, e binecuvântat, de-a pomorului cele ce bine, în numele Domnului, o slavă Bântul celui de sus, o slavă Bântul celui cu adevărat sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bună voie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care, pentru voi și pentru mulți, se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea ta o vestit, Doamne, și învierea ta o mărturisim până când vei veni. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru Papa Francisc, cu Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învretnicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amen, bine, bine, amen, bine, 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 bine. Și acum toți împreună ne rugăm așa cum ne-a învățat Iisus. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită,
cine mântuiește de cel rău? Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea, liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre și la credința bisericii Tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuie și domnește în vecii vecilor. Amen. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Duhul Tău. Aici în fața lui Iisus să ne oferim un semn de pace. Venul lui Dumnezeu, care e asupra ta păcatele lumești, miluiește-ne pe noi. Venul lui Dumnezeu, care e asupra ta păcatele lumești, miluiește-ne. Venul lui Dumnezeu, care e asupra ta păcatele lumii, dă-ne nouă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Să ne opovotolești,
Noi când credem, Iisuse, că ești în ostia sfântă prezent, cu trupul și sângele tău. Eu sunt viața și calea cea dreaptă, cele ce vine la mine găsește bucuria deplină a vieții. Așa cum cerul dorește izvorul, la fel o Iisuse dorim în inima noastră să vivim, ca sfântea să ne opovotolești. Noi credem, Iisuse, că ești în ostia sfântă prezent, cu trupul și sângele tău. Darurile tale cerești, te rugăm, Doamne, nu îngădui să se întoarcă spre osândă ceea ce Tu ai orânduit, să le fie credincioșilor Tăi spre tămăduire, prin Hristos Domnul nostru. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Iată roaba Domnului! Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut, prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngerul lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă în această noapte, păzește-mă, povățuiește-mă și ocârmâiește-mă pe mine, care sunt încredințat ție prin mila lui Dumnezeu. Amin. Preasfântă inima lui Iisus, inima neprihănită a Mariei, Sfinte Iosife, fericite Anton Durcovici, Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amen. Liturghia s-a sfârșit, să mergem în pace. Fraților încrezători în promisiunile lui Iisus Hristos, ne rugăm pentru răposații Aneta, Mariana și Ion, pe care îi pomenim în rugăciunile noastre, pentru ca Dumnezeu să-i primească în rândul sfinților și aleșilor săi din cer. Măreți miruitor al morții, Iisuse falnic împărat, Tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai redat. Tu ai luat a noastră privire, ba chiar și morții te-ai supus, și ai învins prin ea dușmanul, pe cele ce moarte ne-a adus. Iisuse Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, îi reînvii pe aceia care pierdeară-și harul baptismal. Mereu cu camene la ma primine slavă, vom sta în așteptarea ta. Și atunci când vei veni la numărul tău, noi oște vom rătăvăpină. Primește-ne în a ta lumină, prea dreptule judecător, cu tine să-l vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Pe slujitorii tăi, Iisuse, care din lume au plecat, rădui-ne veșnica luminină, să te slăvească nerecetat. Amintește-ți de mine, Doamne, în împărăția ta. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște pe pășune verzi, mă conduce la pe de odihnă, îmi înviorează sufletul. Mă călăuzește pe cărări drepte, de dragul numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morții, nu mă tem de niciun rău. Căci Tu ești cu mine, toiagul și luiaua Ta mă mângâie. Tu pregătești masă pentru mine în fața dușmanilor mei. Îmi-nci capul cu munte de lemn și paharul meu e plin de sere, va varsă. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele. Și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amen. Amintește-ți de mine, Doamne, în împărăția Ta. Doamne, miluiește-i! Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri
și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Dumnezeule, Părinte Atotputernic, Tu ne dai tărie prin miserul crucii și încredere prin învierea Fiului Tău. Te rugăm ca prin acest mister să-i dezlegi pe frații noștri, Aneta, Mariana și Ion, de orice legătură a morții și să-i primești în ceata aleșilor Tăi, prin Hristos Domnul nostru. Odihna cea veșnică, dă-le lor, Doamne! Și lumina cea fără de sfârșit să ne strălucească, să se odihnească în pace. Amen. Frați creștini din Domnule, lasă-l Domnului spune, eu nu vreau pierzarea voastră, căci sunt tabată bun și plăvânt, căci sunt tabată bun și plăvânt. Rău preții la nețul.